Adunarea eparhială a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a avut loc sâmbătă aceasta în Catedrala Episcopală din Baia Mare. În deschidere, Preasfințitul Părinte Iustin Sighetanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum. Episcopia Maramureșului și Sătmarului își îndeplinește menirea în această parte de nord-vest a țării noastre și are bucuria să păstorească într-un ținut cu creștini foarte buni și adevărați evlavioși, rugători, postitori și credincioși. Biserica noastră, episcopia noastră, clerul nostru se ocupă în primul rând de familia noastră creștină, de unde s-au născut și se vor naște întotdeauna fiii și fiicele neamului nostru românesc cel drept credincios. Se ocupă apoi îndeaproape de bătrâni și este preocupat în mod deosebit de tineri. Un neam care nu-și cinstește bătrânii nu are demnitate, iar un popor care nu-și crește tinerii nu are responsabilitate și nu are viitor. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne ajută să fim aproape de familiile care sunt despărțite prin plecarea celor mai tineri în străinătate, iar bătrânii care rămân singuri au nevoie de ocrotirea noastră. Și copiii care rămân fără părinți au nevoie de părinții bisericii ca să se apropie și să-i prețuiască și să-i ocrotească. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Iustinian a prezidat lucrările adunării eparhiale. Adunarea eparhială are un rol deosebit în viața bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxă nu e o biserică clericală, e o biserică a lui Dumnezeu. Și aici pe pământ, așa cum în ceruri este biserică, și pe pământ este biserica lui Dumnezeu, noi suntem biserica lui Hristos. Și așa după cum fraților, sus în cer este ordine și disciplină, și în biserica lui Hristos este disciplină și ordine. Prin aceasta se caracterizează biserica ortodoxă. Admir când vă văd așa de față. Și așa cum ziceam eu, cum se zice într-o poezie, vede atâtea chipuri sfinte și de dragul lor suspină. Dau lacrimi de părinte, cadă în barba de lumină. Și eu acum, văzându-vă pe toți, dau lacrimi de părinte, cadă în barba mea de lumină. De data aceasta, mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru această frumoasă adunare. În cadrul lucrărilor, comisiile fiecărui sector au prezentat atât situația pe anul 2015, cât și prioritățile pentru anul în curs. În eparhia noastră sunt în construcție 90 de biserici și mănăstiri, 2 sedii de protopopiate, Catedrala Episcopală și 4 case parohiale. La toate acestea, mai adăugăm și restaurarea unui monument istoric care anul trecut s-a făcut recepția lucrărilor, după care au fost binecuvântate prin sfințire de către Preasfinția sa Iustin Sigheteanul. Totodată putem să aducem spre știința tuturor că în eparhia noastră slujesc 573 de clerici și 18 preoți calitativi în penitenciare, spitale sau alte unități auxiliare de cult. Avem privilegiul să facem parte dintre laicii care vin și discută aici în acest forum care este decizional, deliberativ, în chestiuni foarte importante pentru înzidirea pe mai departe a structurii bisericii noastre în inima și sufletul poporului. La această întâlnire, membrii adunării eparhiale au fost informați cu privire la stadiul procesului de edificare a Catedralei Episcopale.